Cred că ar trebui să vorbim și de un nou val în arta plastică românească, fiindcă din ce în ce mai multe nume puternice își fac loc nu doar în expoziții, ci și pe stradă. El este unul dintre cei care au reușit performanța de a ieși cu arta în peisaj, la propriu și la figurat. Aurel Tar, unul din reprezentanții pop-artului românesc, imediat la brandul Chinezu. A fost o expunere inedită pentru că, în primul rând, am adunat toți copiii din zona de acolo. Nu? Așa am organizat chiar un mic vernisaj cu acest corner. Copii, oameni, dar ce era interesant era că toată povestea asta era în bătaia unui webcam dintre ăsta. Camera primărie sau ceva de genul ăsta, o cameră de luat vederi fixă, chiar asta era foarte funny, pentru că am început să-mi sun prietenii care cum erau conectați la internet și practic cei care aveau internetul la îndemână puteau vedea și pe internet toată povestea asta. Oamenii de afaceri sunt în ciuda aparențelor și ei oameni, iar în timpul liber sunt chiar niște oameni simpatici și plini de pilde, legate de zona antreprenorială și nu numai. Răzvan Pascu, imediat la brandul Chinezu. Am început să lucrez, ți-am spus, într-o companie mare, am lucrat 6 ani acolo, în timp ce lucram acolo călătoream, pentru că ajunsesem să călătoresc destul de des, erau tot felul de oameni care veneau la mine, poveste și mie cum a fost acolo, zi și mie ce autobuz să iau ca să mă poste mai puțin, cum ajung de la aeroport, la hotel și așa mai departe. Și am zis, decât să stau să explic la toată lumea același lucru de 100 de ori, mai bine scriu pe un blog și asta e. Așa am început. Arta lui nu prea e ușă de biserică, dar cu toate acestea e expus într-o biserică. A făcut un proiect foarte interesant, Gibraltar, și l-a numit, fiți atenți aici, altă artă ultraperiferică. Despre ce înseamnă asta, despre ce a vrut să spun autorul, despre scopul și durata vizitei lui în câmpul muncii, vorbim în seara asta cu Aurel Tar. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Bine ai venit. Și bine ați venit, de fapt. O să ai zice echipă faină. Da, da. Lucăm peste tot acasă. Aș vrea ca să-mi dai așa, și cum zice francezul, definiți-vă termenii. Explică-mi și mie așa, mai eu mai de la peluză în emisiunea asta, ce înseamnă artă ultraperiferică? Nu e chiar atât de complicat pe cât ar părea. Termenul, de fapt, l-am utilizat pentru a poziționa, pentru a plasa acest corner, instalație pe care eu am conceput-o acum vreo 3 ani de zile, da, în 2010, în august. Și tocmai asta se referea. Era vorba despre niște intervenții artistice în afara spațiilor, știu eu, convenționale, pe care toată lumea le cunoaște, gen galerii sau muzee sau... Deci, practic, enclavizam cu acest corner al meu diverse locuri, poate chiar în anumite situații, chiar ostile expunerii artistice. Da, și au fost mai multe episoade, spre exemplu. Da, primul a început, să zic, cornerul, primul ultraperiferic art corner a fost cel de test în... acasă, în Ardeal, la Sebeș, în apropierea Râpii Roșii. Da, deci în incinta unei ferme de văcuțe. De ce ai ales să-ți numești Gibraltar? Gibraltar? Proiectul, da. Deci, Râpa Roșie, Sebeș, Gibraltar, adică deja facem geografie aici. Da, da, e un soi de geografie, dar am spus enclavizare, o enclavizare artistică, un fel de metaforă, de fapt. Iar când zici de enclavă, te gândești sau te poți gândi la, știu eu, un teritoriu relativ mic ca întindere, înconjurat de cu totul alte, știu eu, vecinii sunt cu totul diferiți, în unele situații chiar sunt situații în care acele teritorii înconjurătoare sunt ostile. M-am gândit la Gibraltar tocmai în ideea asta, că Gibraltarul este un, știu eu, un petec de pământ britanic înconjurat de Spania, de nordul Africii, de, mă rog, am încercat această asociere cu ideea de a fi într-un mediu oarecum, să, ideea de colaj, practic, este această enclavizare, iar Gibraltar pentru că se termină în tar. Toate lucrările mele sunt semnate tar. Iar numele meu de scenă este Aurel Tar și ideea de, sau metafora de enclavizare, ideea de colaj,
asociată cu acest cuvânt care se, cu acest nume care se termină în tar, de aici vine numele de Gibraltar. Cenușiu până mai nou, când ai văzut cum și-au vopsit blocurile acum, da. Toate culorile posibile, îți dai seama, băieți, am scăpat de mizeria aia și văd o chestie roz în mijlocul griul ăla urât. Ce reacție ai avut de la oamenii de acolo? E, uite, apropo că se pare că dacă spui că ești din Copșa, acolo am avut episodul Copșa Mică acestui corner a fost, de fapt, în trei locații. Una dintre ele a fost fabrica cu ruinele. La orele dimineții am fost ajutat de un gardian local. A fost o chestie foarte interesantă. Da, cu toate că erau niște ruine, a trebuit să primesc o aprobare pentru a ajunge acolo. E, unul din gardienii de treabă a orașului, la primele ore ale dimineții, era o dimineață frumoasă de vară, m-a ajutat să transport și să aranjez cornerul pentru, știu, un ceas jumate, două, cât am făcut documentarea foto. A doua locație, tot în același cadru, era undeva în un fel de hală a primăriei, unde noi, de fapt, stăteam și lucram, ne-am făcut, pentru că era o tabără de street art, acolo am cea mai mare parte a timpului, ne-am petrecut-o vopsind cu spray-uri niște bannere electorale. Așa, iar în ultima zi, în ziua de expunere, practic, a proiectului de la Free Art Camp, în 2010, da? Atunci, în ultima zi, am dus lucrarea, acest corner l-am asamblat în piața, nu mai știu, poate mă ajuți aici, nu mai știu exact, e o zonă, nu neapărat comercială, de undeva aproape de primărie, cred, mai rețin exact. Cert e faptul că acolo a fost o expunere inedită, pentru că, în primul rând, am adunat toți copiii din zona de acolo. Așa, am organizat chiar un mic vernisaj cu acest corner. Copii, oameni. Dar ce era interesant era că toată povestea asta era în bătaia unui webcam dintre ăsta. Camera primăriei sau ceva de genul ăsta, o cameră de luat vederi fixă, chiar asta era foarte funny, pentru că am început să-mi sun prietenii care cum erau conectați la internet și practic cei care aveau internetul la îndemână puteau vedea și pe internet toată povestea asta. Deci nu te aștepta ca undeva într-un loc nu foarte circulat, să zic așa, din România, din Ardeal, să pur și simplu dintr-o dată să ai așa un fel de, știu, relaționare de asta multimedia și public local și prin internet, adică o chestie la care chiar nici eu nu m-am așteptat. A fost o experiență chiar amuzantă, expediția cornerului de la Copșa.
Am avut proiecte interesante cu... În special am avut o colaborare foarte bună cu Cosmin Năsui, nu știu dacă voi știți, e Cosmin Năsui de la... Are Năsui Galerie, am avut proiecte interesante, spre exemplu Bienala de la Moscova, o expunerea unui proiect al nostru la Tel Aviv, participare la Bienale la Liverpool. Ce faci acum, că vrei să fii artist? Adică știi, când ești mic, zici că vrei să faci aviator sau cine știe ce, sau fotbalist sau ceva. Ai știut de mic? Sau la un moment dat ai zis, ia stai mă, că aici ai rost de ultraperiferice și... Nu, cred că din clasele primare am avut această înclinație. Da, unele manifestări de genul ăsta. Da, cred că asta era. Primele semnale le dădeam prin faptul că îmi desenam caietele, așa. Chiar îmi amintesc foarte așa cu drag. Era o profesoară de istorie care chiar mă încuraja, adică a observat faptul că decorez paginile caietelor cu portretele personajelor istorice, așa. Și cred că și asta a alimentat puțin artistul din mine la vremea aceea. Și după aceea, dat fiind faptul că, să zic așa, am avut șansa să trăiesc și într-un sistem și în celălalt, am urmat, normal, asta era prea ultra cunoscut sau ultra cunoscută casa pionierilor, așa cu, mă rog, clasa de pictură, de desen, după care am avut o profesoară foarte bună, Elena Constanța Stancu, chema, la școala populară de școala populară de artă era în timpurile acelea, așa se numea, asta era titulatura și cred că acolo am primit acel impuls de a merge înspre o direcție artistică. Cred că de acolo de fapt se trage. Tot ceea ce se vede probabil în spatele meu și tot ceea ce știți sau ce știe publicul despre mine, am început cu ceramică. Da, în liceu am terminat secția de ceramică, după care la facultate am mers pe latura de pictură. Așa. Deci am avut o experiență într-o parte artistică ceva mai decorativă. După care, normal, a intervenit intrarea la facultate, la Academia de Arte, așa se chema titulatura în timpul, numele ei era în anii 90, Academia de Arte Vizuale Ioan Andreescu. Deci, actuala UAD, așa se numea înainte, Ioan Andreescu. A fost o experiență foarte plăcută. Cu Sebeșul ce legături mai ai? Și zic, poate ai sesizat așa o nuanță când zic Sebeș, că ăsta e nodul ăla rutier, pentru toți șoferii din România e horror Sebeșul. De fapt, e un oraș foarte frumușel, îmi place să mă duc pe acolo, dar îmi place să stai prin el. Da, sunt născut la Sebeș. Părinții noștri, de fapt,
și ai mei și ai soției mele actualmente locuiesc acolo. Deci suntem oarecum bine ancorați încă acolo. Chiar dacă am migrat spre București, avem acest noroc de a cel puțin de a evada o dată pe lună, mă rog, din București, avem unde merge. Deci părinții încă locuiesc acolo, Sebeș. În acel mic orașel frumos, terorizat de trafic, da. Ne terorizăm reciproc, ca și noi care trecem prin Sebeș și voi că stați în drumul nostru, că așa este. Ziceai de părinți, când le-ai zis, băi, eu vreau să mă fac artist. Era perioada totuși aia comunistă, aia partid și nu prea mergea, ne? Doctor, inginer, da. Sau să intri în Partidul Comun, nu știu, pe acolo, pe la partid să faci, da, ceva. Cum a reacționat? Păi, până la urmă, cred că e meritul mamei. Ea a făcut tot posibilul ca eu să merg pe acest drum. Nu știu din ce considerente. Niciodată n-am stat să o întreb dacă sau de ce, ce a determinat-o, dar cred că ea a avut principala contribuție pentru care totuși am pornit spre acest drum, spre a lua o educație artistică. Am mai vorbit cu mai mulți artiști și unii îmi ziceau, bă, mi-e cel mai frică de părinți. Când văd o lucrare nouă de-a mea, bă, mi-e frică de ei să văd ce zice. Ai avut, ce reacție ai avut când au început ai tăi să-ți vadă operele? Totuși, cred că părinții mei nu erau foarte, știu, avizați în domeniul ăsta. Niciodată nu am avut, știu eu, un punct de vedere critic din partea lor. Dacă ar fi să fac acum, sau să deviez puțin de la întrebare, nu foarte mult, dar cred că în prezent am un critic foarte, soția mea. De obicei, acum cel puțin, de când suntem în București, cred că este primul meu filtru. Și câteodată aș putea spune că e un filtru destul de incomod. Nu întotdeauna, cum să zicem, cântă în strună. Gibraltar, Ultra Periferic Art Corner, am avut iarăși un semnal foarte interesant, foarte bun din partea lui Ioan Temorar, pe vremea când era la Casavencu, așa, la Rebel Arte. Am avut marea satisfacție de a avea un articol în fostul Casavencu, care aș putea spune că m-a uns la inimă. Da. Era vorba despre prezența mea cu cornerul ultraperiferic Art Corner Gibraltar la soclul lui Lenin. Nu știu dacă voi știți de povestea de acolo, da, da, care se întâmplă. În martie 2011 am avut o contribuție, să zic, vizuală în acest proiect, proiectul 1990 al unei colege, Ioana Ciocan. Thank you.
ne oprim din fuga asta de ghepard și eu ca un mic viezure, cum îmi place mie că-s dac, la origine spun pauză de publicitate. Urmează la brandul Luchinezu. Călătoria în Peru, am fost acum câteva luni, am stat 17 zile pe acolo, am trecut de la altitudine 0 sau 100 de metri până la 4000, am ajuns la aproape la 5000 de metri, unde mă simțeam rău, pur și simplu mă simțeam, nu puteam să respir. Într-o zi chiar mi-a fost rău, am intrat în farmacie, mi-am cumpărat un tub de oxigen. Noi avem o campanie, hai să zicem așa aici, în emisiunea noastră, se numește Cât de departe te duci o carte, pentru că noi credem în dimicnicia noastră, ca să citesc un film cu daci, că e foarte, foarte important să citești. Și noi rugăm pe invitați să ne povestească despre o carte, să ne recomande o carte și de ce citește invitatul. Da, deci nu poți trăi fără să nu citești, cel puțin că artist tot trebuie să fie oarecum informat, updatat, să formeze oarecare, până la urmă, oarecare cultură, un background cultural trebuie să fie acolo pentru fiecare artist. Da, n-ai putea să, practic, să funcționezi ca artist, nu știu. Asta, așa e timpul nostru. Să iar zic. Pe partea de carte recomandată? Russell Banks, Deriva continentelor, o carte destul de, în opinia mea, destul de tragică. Nu a lăsat un gust foarte bun, dar totuși o experiență interesantă. Eu îți mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mă bucur că, uite, plec de la întâlnirea cu tine știind, mergând și spunând prietenilor, băi, voi știți ce înseamnă ultraperiferic? Hai că vă spune băiatul. Mulțumesc mult. Mare drag. Pol la loc. Mersi. Și vouă, la fel.